Nu suntem la teatru, suntem la Romstal. Clopotele sunt mai plăcute. Iar cuvântul de deschidere pentru acest moment îl are domnul Paul Sorescu, director Vânzări Romstal România. Bună seara, Paul! Bună ziua! Bine ați venit! Sunt bucur să văd atâția parteneri de aici. Este o zi specială pentru noi. Este ziua în care aflăm câștigătorii la tombola Mitsubishi. Ne-am bucurat să numărăm aproximativ 700 de taloane în urnă. Sunt mulți aspiranți la premii. Așa cum știți, în perioada septembrie-mai, pentru fiecare achiziție de 8.000 de lei, există un talon pentru această tombolă. Tombola este pregătită, colegii mei sunt pregătiți pentru extragere. Să vedem câștigătorii. Sunt cele 5 truse rocădii. Următoarele vor fi 3 excursii de câte 2 persoane la fabrica Mitsubishi din Scoția. Și premiul cel mare, mașina Mercedes-Benz Citan Furgon, pe care am văzut-o și o vedem în fața magazinului. Primul premiu merge la firma Metro Plumbing din localitatea domnul Andronic. Ciprian. Ok, urmează să-l transmitem. A doua trusă. Limanul este primul câștigător. A doua trusă merge la firma R&V Install Brașov. Domnul Valeriu Călucudor. A treia trusă merge la Sibiu. La Tecnoclima SRL, domnul Bădintescu. Până la toată țara, este câștigătoare. A patra trusă merge la Zalău, la Instalsan Pașca SRL. A cincea și ultima trusă merge la Constanța, Termotop SRL. Clar, partenerii din București se păstrează pentru premiile consistente, cele mari. Să trecem la cele 3 excursii. Haideți să vedem excursioniștii. Prima excursie. În prima excursie se pleacă din Oradea. Firma Color Power. În vest, acolo sunt mai aproape de Scoția și atunci am zis că... Da, următoarea talon extras este tot către firma Limanul, dar conform regulamentului, primul talon extras este cel la care se califică, câștigător. A doua excursie, Maren 99 din Constanța. A treia și ultima excursie merge la București, la firma Total Clima Install. Domnul Victor Catrin. Regulament.
Tot Magent. Și avem un câștigător din Sibiu, Licam Presărele. Cristian Lucian.